pornind de la declarația care a stârnit senzație a șefului SRI, Eduard Helvic, cunoscutul jurnalist Marius Ghilezan, ajunge la o concluzie aparent halucinantă, și anume că hegemonul a decis să facă un nou experiment asupra României, pe care Marius Ghilezan îl denumește Pur pușcăria Digitale, era să zic porcăria digitală. Uh, pușcăria digitală înseamnă <coughs> supravegherea uh, digitală, prin mijloace electronice, uh, zi de zi a întregii populații. Iar hegemonul, nu știm cine e hegemonul în concepția lui Marius Ghilezan, dar putem ghici, uh, vrea să observe uh, care este reacția românilor la acest nou uh, experiment.